Salut și bine v-am găsit pe canalul FFE Blog. În acest videoclip voi prezenta citirea valorii rezistoarelor după codul culorilor. Poate vă întrebați la ce ne ajută în a identifica după culori, când putem măsura pur și simplu cu multimetrul. O să vă explic un oarecare motiv practic. Când eram la Palatul Copiilor, la electronică, realizând diverse montaje, cum este schema bisabil cu LED-uri, am și realizare practică pe canal, recupera rezistoarele de pe diverse circuite, cum ar fi plăci de bază din TV-uri, spre exemplu. Și înainte de a le scoate cu pistolul de lipit, le identificam după codul culorilor, acesta fiind unul din avantaje. După priceperea mea, pot spune că sunt trei moduri de notare a detaliilor tehnice a rezistoarelor. Notarea integrală a valorilor, cum sunt cele din partea dreaptă. Eu am, spre exemplu, aici un rezistor de putere de 5W, la valoare de 220 de ohmi, da? Ok. Mai departe avem câteva rezistoare rusești, cum sunt cele de față. Da, se vede. Acesta este de 300 de ohmi, da? Și acesta de 180 ohmi. Avem și toleranța la acesta de 10% și cel mare tot de 10% toleranță. Mai avem și două rezistoare, culmea, românești, cum erau pe timpuri. Acesta verde închis, de 120 de kiloohmi, ca de la kiloohm. Și e toleranță de 10%. Iar celălalt, de 3,3 kiloohmi, toleranță de 10%. Deci în cifre și litere. K e litera. Ok. Al doilea mod doar prin cifre, cum e în cazul rezistoarelor tip SMD, din păcate nu am, doar să arăt pe ecran câteva exemple. Și prin codul culorilor, cum sunt cele din partea stângă, după cum se vede. Bineînțeles, o să mă concentrez doar pe rezistoarele notate prin codul culorilor, acesta fiind scopul videoclipului de față. În cazul notării după codul culorilor, există trei variante, cu 4, 5 sau 6 cercuri colorate, desenate pe corpul rezistoarelor. Cele cu 4 cerculețe, cum sunt acestea din partea dreaptă, fiind cele mai răspândite și având de regulă o toleranță între 5 și 10%. Rezistoarele cu 5 cercuri colorate, cum sunt cele din partea stângă, sunt oarecum mai rare, găsindu-le în aparate montaje de precizie, cum sunt, de exemplu, multimetrele digitale. Rezistoarele cu 6 cercuri colorate au un plus și coeficientul de temperatură. Din păcate, această variantă nu o am, dar o să afișez pe ecran câteva exemple. Să trecem la citirea practică a primelor două variante, cu 4 sau 5 cercuri colorate. În cazul rezistoarelor cu notate cu 4 culori, întotdeauna ultimul cerc o să avem auriu sau argintiu. O să vă arăt câteva exemple, cum ar fi unul din mijloc și unul mai mare. Da, după cum se vede, întotdeauna ultimul cerculeț este auriu sau argintiu. În cazul acesta este auriu. Da? Cred că e auriu. Fiind și cel mai ușor de citit. Să luăm trei exemple. Acestea rămân, da? Și o să mai luăm încă unul. Cum este acesta mic, da? Cel cu cerculețe verzi. Un cerculeț verde. Da, ok. O să dăm la o parte pe acestea, celelalte, și rămân doar acestea pentru test. Cele trei. Să luăm primul, cel mare. Prima linie colorată indică o cifră, a doua linie colorată o altă cifră, a treia linie colorată indică multiplicatorul, da? Și ultima linie colorată, în cazul acesta, ne indică toleranța. Prima, a doua cifră, multiplicatorul, numărul de zerouri și toleranța. Ok, să începem. În cazul acesta avem maro, după tabelul codurilor culorilor, avem 1, da? 1. 1. A doilea cerculeț negru, uitându-ne pe tabel, avem 0, da? Ok. Următorul cerculeț avem maro, asta înseamnă că avem un 0. Multiplicatorul ne indică un 0.
Deci mai adăugăm un 0. Deci așa înseamnă că avem 100 de ohmi. Și ultima dungă colorată, avem auriu, ceea ce ne indică că avem o toleranță de 5%. Ok. Hai să luăm multimetrul. Și să verificăm. Ok. Mutăm pe scala de 200, pentru că avem sub 200 de ohmi. Un moment să focusez pe de mai în spate ca să vadă. Ok. 97. Avem totuși o toleranță de 5%. Să trecem la a doua rezistență, da? Următoarea. La fel, luând după regula că ultimul cerc poate să fie doar două culori, auriu și argintiu, în cazul nostru avem din nou argintiu, primul cerc colorat indică prima cifră, al doilea cerculeț colorat a doua cifră, al treilea cerculeț colorat indică multiplicatorul. Și ultimul cerculeț colorat ne indică toleranța. Deci prima cifră. Avem portocaliu, după tabel ne indică faptul că avem 3, da? Al doilea cerculeț colorat avem portocaliu din nou, avem tot 3, bineînțeles. Al treilea cerculeț colorat, multiplicatorul roșu, ne indică că o să avem 2 zerouri, da? Ok. Înseamnă că avem 3300 de ohmi. Bineînțeles, noi o să facem conversia către kiloohm, pentru că avem peste 1000. 3,3 kiloohm. Pentru că 1000 de ohmi este egal cu 1 kiloohm. E exact ca la kilogram, da? Deci avem 3300, da? 3300 de ohmi. Dar întotdeauna 1000 de ohmi avem, convertim către kiloohm, ne indică 1 kiloohm. Pentru că 1000 de ohmi e egal cu 1 kiloohm. Exact ca la kilogram. 1000 de grame egal cu 1 kilogram. Și deci avem valoarea de 3,3 kiloohm. Și bineînțeles, aceeași precizie de 5%, pentru că avem auriu la sfârșit. Da? Auriu, după cum se vede. Ok. Am citit și acest rezistor. Trecem la următorul. Deci avem tot 4 cerculețe. Primul cerculeț, ultimul cerculeț întotdeauna colorat este ori auriu, ori argintiu. În cazul nostru avem tot auriu. Și deci primul cerc, al doilea cerc, prima cifră, a doua cifră, al treilea cerc colorat indică multiplicatorul. Avem verde, ne uităm după codurilor lor, avem 5, da? Trecem 5. A doua culoare, al doilea cerculeț indică albastru, 6, da? A treia culoare avem maro, tabelul ne indică 1 0, da? Ok, și bineînțeles, ultima culoare, tot auriu, 5%. În cazul acesta avem 560 de ohmi. Și o toleranță la fel de 5%. Acum am terminat partea ușoară, la rezistoarele cu 4 culori, fiind și cele mai ușor de citit, după cum v-am spus. Acum o să trecem la rezistoarele cu 5 culori, da? Acestea sunt și cele mai greu de citit. Deoarece ultimul cer colorat poate să fie față de auriu și argintiu, poate fi maro, roșu, verde, albastru, violet, gri, deci încă 6 culori în plus față de cele două clasicele în cazul celor notate prin 4 cerculețe colorate. Deci ne indică așa, primul cerculeț colorat prima cifră, al doilea cerculeț a doua cifră, al treilea cerculeț a treia cifră, și abia al patrulea cerculeț ne indică numărul de zerouri. Și ultimul cerculeț colorat, al cincilea, ne indică toleranța. Ok, să citim. Aici o să fie un pic mai greu. Dăm la o parte pe acesta, de sus. Să-l citim puțin mai târziu. Deci avem galben. 4, da. Al doilea cerculeț. Eu văd mov, da? Dacă vedeți voi mov, da, avem 7. Al treilea cerculeț negru, este clar 0.
Al patrulea cerculeț care ne indică multiplicatorul, voi vedeți spre maro, dar nu este maro, eu văd portocaliu, da? Asta ne indică 3 zerouri, da? 3 zerouri. Avem 470 de kiloohm. E să trecem la măsurarea practică. Luăm multimetrul, punem pe, deci 470 de kiloohm, punem pe scala de 2 megaohm. Ok, să trecem la măsurătoare. Și da, după cum v-am spus, 471 plus toleranță, 471. Încă s-a închis asta. Luăm următoarea rezistență. În cazul acesta, eu nu văd bine dacă ar fi, nu știu ce este acela ultim, pare să fie gri, este foarte greu pentru că capsula este albastră și albastru, putea să spune și altceva, da, culoare mai deschisă. Pare să fie gri prima și se pare că la gri ne spune o toleranță de 0,05, sunt extrem de rare acestea, mă îndoiesc de asta. Să înseamnă că nu, că acesta cred că e prima cifră, primul cerculeț, pardon, ultimul cerculeț de aici este de culoare maro. Da, maro ne indică o toleranță de 1%. Deci prima culoare ne indică prima cifră, da, avem gri și avem 8. A doilea cerculeț colorat avem negru, ne indică a doua cifră, ceea ce avem 0, e clar, da. Al treilea cerculeț colorat, da, e albastru, da, nu vedeți voi bine, 6, da. 806 și multiplicatorul avem portocaliu. Portocaliu ne indică 3 cerculețe, da? Da, destul de stranie valoare ne-a dat la aceasta. 106.000 de ohmi convertit în kiloohm, 806 kiloohmi. Dar să trecem la măsurător. Lăsăm tot pe scala de 2 megaohm. Dăm mai în spate, să vedeți vedea bine. Aici se oprește acest videoclip despre citirea rezistoarelor notate prin codul culorilor. Ne revede la un nou episod pe data viitoare. Sper eu la o realizare practică. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like. Iar dacă doriți să mai vedeți alte clipuri asemănătoare, abonați-vă și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Vă mulțumesc și pe data viitoare!